Salut, dragi pescari! Astăzi voi face un video scurt, un video de prezentare pentru noul sonar Lawrence Hookerville. Și avem aici șaptele, modelul de șapte, în varianta cu sonda HDI. Ce înseamnă sonda HDI? Ce înseamnă sonda triple shot? HDI are doar 2D și downscan. Triple shot are și sidescan. Însă la sonda HDI, spre surprinderea mea, au folosit fix sonda veche de la primele modele, o sondă foarte, foarte, foarte bună, cu două conuri, unul de 20 de grade, unul de 60 de grade, mufa veche, cu toate că în spate are o altă mufă și anume avem nevoie de un adaptor. Acesta este un adaptor, o prelungire, și astfel putem să folosim sondele vechi de până acum. L-am setat, l-am reglat, l-am montat, așa să-l pornim. Ce mai pot să vă spun este că are toate setările, toate funcțiunile sonarului Elite TI-2 sau HDS, mai puțin funcțiunea de NMA, adică nu se poate cupla într-o rețea, nu se poate cupla la un motor electric. Este un sonar simplu, de navigare cu hartă, are GPS, poate să facă și Genesis Live, adică harta cu adâncime. Avem nevoie de un micro SD, acesta se bagă aici lateral. Ok, este setat. Aici avem acum 20 de metri adâncimea apei. Sonda am montat-o la o distanță de circa 2 metri față de sondă. După cum vedeți pe ecran, se vede foarte clar. Aici în stânga am 83 de kHz, aici am high chirp. Putem și aici să punem în meniu frecvența de medium chirp, ok? Bun. Se vede clar plumbul, momeala, aici avem un pește care e aproape de cârlig acum, dar este în conul larg, deci încă nu-l vedem. Să încercăm să dăm zoom. Ok, a plecat. Suntem la o distanță de 2 metri față de sondă și astfel, după cum puteți observa pe ecran, se vede foarte, foarte, foarte clar montura și la 18 metri. Haideți să vedem și downscan-ul. Downscan. Intrăm pe downscan, ok. Și după cum vedeți, fish reveal. Mergem în meniu, în sonar și îi spunem transducerul Active Imaging Train Trunu, cu toate că nu este, dar vreau să văd ceva. Așa. Și în momentul în care am selectat o sondă care poate side scan, bineînțeles că apare în meniu și modul side scan. Ce mai avem aici? Aici avem pe butonul de power, avem luminozitatea. Intrăm pe sonar. Putem intra în setări, putem să-l stingem, luminozitatea, night mode, modusul de noapte, adjust split, adică putem să mărim sau să micșorăm unul dintre ecrane. Aici putem, de exemplu, să modificăm toate informațiile de pe ecran, să le mutăm, să le adăugăm, să le ștergem și anume în funcție de ce avem nevoie, ora, temperatura apei, adâncime, viteza de deplasare. Bun. Deci cam atât. Sonarul este chiar foarte, foarte ok din punctul meu de vedere pentru pescuitul la Klong.